Majestatea sa, regele Mihai I de România și Casa Regală au fost sărbătoriți la cazinoul din Sinaia în cadrul unui spectacol omagial care s-a desfășurat sub titulatura Monarhia Arc peste timp. În deschiderea evenimentului a avut loc o scurtă evocare istorică a Casei Regale de România și a rolului majestății sale de păstrător și promotor al identității acestui neam. Monarhia reprezintă un început aproape miraculos al renașterii moderne a patriei mele. În sala de teatru, actrița Manuela Golescu a interpretat un scurt moment artistic, iar Orchestra Simfonică din București a fost prezentă pe scenă cu un spectacol de muzică clasică instrumentală cu arii din opere celebre. La eveniment au participat, pe lângă edilii locali, și ambasadorii străini în România, artiști plastici, muzicieni, dar și simpatizanți ai Casei Regale de România. Momentul omagial a fost organizat de Asociația Meridiane Socioculturale, în parteneriat cu Primăria orașului Sinaia, Primăria localității Dioști, Clubul Rotarii, dar și ONG-uri partenere.